după cum ați aflat sau poate nu știți, programul este de la 8 seara la 8 dimineața. Este un lucru bun? Da, pentru cei care lucrează tura dimineața au timp de la 3 la 8 și invers. Considerați că este bine ca să sune în momentul în care un pacient are nevoie și s-a recomandat acest cabinet? Dacă au la urgență, da, desigur. Ați fost sunată până acum vreodată? Nu, nu. Am sunat eu de câte ori am avut nevoie la cabinetul nostru. Al dumneavoastră personal. Deci este un lucru bun. Da, da, da. Acest cabinet. Foarte bun. Este foarte bine la Spitalul Județean. Ați fost vreodată sunată? Nu, nu. Nu am fost. Deci este un lucru bun? Da, este foarte bine că nu erau. Ce părere aveți? Niciuna. Programul este de la 8 seara la 8 dimineața. Eu tocmai la un medic dentist mă duc acum, dar nu acolo, în altă parte. Deci... Dar dacă veți avea vreodată nevoie de o problemă în timpul nopții, ce credeți, ce considerați? Dacă este foarte urgent, da, sigur, s-ar putea să apelez. Când ați fost ultima dată la stomatolog? Păi acum mă duc. Chiar acum mă duc. La stomatologul dumneavoastră? Da. Prieten de-al meu din Portul de Elie. Dar pentru populația Vâlcii, considerați că este bine că s-a înființat acest cabinet? Absolut. Dantura este esențială. Păi nu știu dacă s-a înființat sau nu. Vă spunem noi. A. Ce părere aveți? Părere bună. În cazul unor pacienți care au probleme destul de grave noaptea, considerați că este bine că s-a înființat acest cabinet? Da, este bine, foarte bine. Când ați fost ultima dată la stomatolog? Acum 10 ani. Aveți stomatologul dumneavoastră de care țineți sau independent? Independent. Deci este lucru foarte bun că s-a înființat acest cabinet. Da, lucru foarte bun. Ce părere aveți? Destul de bună. Credeți că există oameni care au nevoie de tratament și de ajutor de urgență seara la stomatologi? La stomatologi, da, cu siguranță. Da.